Minciuna pleacă de la președinție, din guvernul Băsescu, că nu se poate numi altfel, și merge până jos. Ultimul funcționar portocaliu din administrație minte. Minte și pe bani publici, noi așa specificăm, apar o grămadă de materiale, de ziare, în care se minte și se minte și se minte. Păi, cred că dumneavoastră aveți ceva de genul numai acesta. Numai de o zi a apărut biletul cu consilierii USL care sunt împotrivă. Până acum au fost de acord, dar când nu le mai fac jocurile, au fost prieteni, acum sunt dușmani. Iarăși a apărut o publicație pe care nimeni nu și-o asumă și pe care scrie ziar gratuit, jurnalul Secelean, dacă putem să dăm un prim plan. Din foarte frumos cui? Titlu, dincolo da. De criză la Secele s-a foarte făcut frumos investiții. Colorat titlu, da, așa, portocaliu. Oare a cui este? Unde spune că USL a votat împotriva primarului Radu Ni? Nu, a bugetului, nu a primarului. Noi nu avem nimic cu primarul. El e un ordonator de credite, un executant. Până una alta trebuie să înțeleagă, Consiliul Local este legislativul urbei. Așa este. Și primarul trebuie să asculte de Consiliul Local, nu să facă ce-i trece lui prin cap și guvernării dânsului portocalii. Și iar acest ziar este plin de minciuni. Dincolo de criză, la Săcele s-au făcut investiții. Nici nu mai comentăm, lumea vede. Spunea colegul acum câteva minute că la Săcele nu s-a făcut nimic. Am discutat cu un bătrân pe stradă acum vreo 2-3 săptămâni și așa i-am spus și eu, păi nu vezi că n-au făcut nimic? Și mi-a bătut obrazul. Era octogenar și îmi spune, păi nu te supăra, dacă nu se făceau nimic era bine. Nu ne tăiau pensiile, nu ne închideau spitalul, corect. Nu ne închideau școlile, măcar rămânea așa ceva. Îl lăudam că n-a făcut nimic. Nu, a făcut numai rău. Am înțeles, din păcate asta este adevărul. Și haideți să mergem la realitățile, până la urmă, crude ale vieții cotidiene din Săcele. Spital. Apă, da, securitate. Vrea, domnule profesor, vă rog. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai fac o observație. În această fițuică portocalie, încearcă să ducă discuția într-o zonă în care adevărul nu are nimic de a face cu chestiunea asta. Spun acolo, într-unul dintre articole, faptul că dacă noi nu votăm acest buget, nu vor plăti salariile profesorilor, asta vor este... întrupe iluminatul public, vor întrupe transportul. Asta este marele public. Argument, să spunem. Ei bine, vreau să le spun celor ce ne privesc. Și iarăși voi veni cu un articol din legea 273 pe 2006, în special articolul 39, aliniatul 7, indice 1. Și dacă îmi permiteți o să dau citire și mă voi explica după aceea. În cazul autorităților deliberative, Consiliul Local, care nu și-au aprobat bugetele locale în termenul legal, Direcția Generală a Finanțelor Publice alocă cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, până la data aprobării bugetelor locale ale noilor autorități deliberative constituite, după iunie 2012. La aliniatul 7, indice 2, spune așa, primarii aflați în situația prevăzută la aliniatul 7, indice 1, aplică în anul financiar în curs bugetul anului precedent cu încadrarea cheltuielilor în limita lunară de 1 pe 12 din bugetul anului precedent. Deci, iată, motivația legală, dacă domnul primar își permite să mai spună o asemenea chestiune, ne vom adresa organelor de cercetare penală, pentru că ori nu cunoaște legea, ori este prost informat, ori este răuvoitor. Adică, dacă noi nu bine voim să-i aprobăm acest buget de campanie electorală, vrea dumnealui să insinueze faptul că nu mai poate plăti din cauza noastră salariile profesorilor, utilitățile grădinițelor și școlilor, utilitățile în primărie, transportul în comun, iluminatul public și toate aceste chestiuni. Ei bine, nu are nicio legătură cu realitatea. Și rog pe cei ce ne privesc să studieze. Menționez încă o dată, poate oricine poate intra pe internet și poate accesa legea 273 pe 2006, articolul 39, aliniatul 7, 7 indice 1 și 7 indice 2. De acolo reiese absolut foarte clar. Și cu această ocazie, poate că și domnul primar sau superiorii dumnealui pe linie politică, așa, și măcar nu vor mai face afirmații de genul ăsta în această fițuică portocalie, de altfel foarte prost făcută. Și vreau să vedem aici
cel ce blochează dezvoltarea orașului. De 3 ani și 9 luni, acest om care acum plânge pe toate posturile de televiziune unde este ascultat, a blocat dezvoltarea orașului. Să nu uităm că primarul Lața l-a lăsat cu 34 de miliarde în visterie. Iar acest om, neștiind să facă plus valoare pentru localitate, a făcut ca dezvoltarea acestui oraș să stagneze, oameni buni. E bine, tocmai dumnealor nu mai au puțină rușine să și fac afirmații de genul ăsta după ce că a fost un eșec. Dom'le, ca om, am spus-o întotdeauna, ca om n-am absolut nimic cu domnul Radu Nistor. Sincer să fiu, mie drag omul ăsta. Bun, dacă domnul primar dorește să intervină, poate să o facă, da? În această emisiune. Repet, am spus întotdeauna, acest om este un om, cum să spun, e ca aghiazmă, domnule, nu face nici bine, nici rău. Este un om blând, un om calm, un om care mie îmi place ca om, dar ca primar este lamentabil, lamentabil. Și doar nu știe altceva decât să se plângă. Faptul că a moștenit niște datorii, iar zilele trecute observând că el însuși a contractat alte datorii, despre care nu spune nimic și doar atât spun că mai au bani în buget din, din acei 60 de miliarde, mai au undeva la 13 miliarde în misterie, bani necheltuiți. Păi, cum, dom'le, contractezi un împrumut la care spui o dobândă foarte mică pe durata mandatului tău, ții bani în misterie, nu-i folosești, aștept să vină anul electoral 2012 când vrei să dai drumul la bani. Nu înțeleg. Eu înțeleg. Îmi doresc ca și săcelenii și telespectatorii noștri să înțeleagă această nemulțumire a noastră și să considere îndreptățit demersul nostru de a bloca acest buget. Pentru că absolut nu este corect ca din banii publici să cumpărăm voturi. Bun, deci oamenii din Săcele trebuie să înțeleagă, din ce ați spus dumneavoastră, doar atât rezum. Chiar dacă nu este votat bugetul, cei care depind de salariu, nu, de banii din primărie, salarii, nu știu, ajutoare sociale, utilități, la grădiniță, la așa. Trebuie să se plătească. Nu sunt afectate. Trebuie să se plătească. Bun. Haide să luăm. Este obligatoriu să se plătească și se alocă 1/12 din buget. Bugetul anului anterior. Anului anterior pentru această treabă. Deci să nu-și facă nimeni griji că rămâne fără salarii. Am este doar un șantaj ordinar pe care această administrație... Și o campanie de imagine. O perdea de o campanie de imagine. Avem telefon în direct? Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră, invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Bună ziua! Domn profesor, sunt un locuitor al municipiului Săcele și aș avea două probleme foarte scurte. Și anume, am ascultat pe invitații dumneavoastră tot ce au prezentat. Eu personal sunt întru totul de acord cu ce au spus dânsii. Însă, aș vrea să-l întreb pe domnul primar, dacă în aproape 4 ani de zile nu a făcut nimic, pe ultima 100 de metri, ce ar vrea să facă? Asta nu cumva miroase, aiz electoral? Ori vrea din nou să ne mai prostească? Cum ne-a prostit până acum? Asta e una. A doua, având invitație reprezentanții USL-ului, pe domnul Panai și domnul Popa, noi am vrea să știm exact, din gura dânșilor, cine e candidatul la primărie? Pentru că se aude, se vorbește că ar mai candida și din partea Partidului Național Liberal. Deci, întrebarea scurtă din partea dânșilor asta ar fi. Dacă mai e cineva să mai candideze sau e un singur candidat? Au priceput întrebarea. Mulțumim. Domnul Popa. Aveți dreptate. Tot ce am discutat aici și politica viitoare pe care ne-o afișează în buget primarul nu este decât o minciună și o politică de campanie electorală. Aveți dreptate, v-ați săturat și noi ne-am săturat și toată populația Săcelului s-a săturat. Cu diferența, iartă-mă domnul Popa, cu diferența că noi am ales să ne implicăm în această chestiune și să nu mai lăsăm lucrurile de așa manieră. Pentru că, iată, în ultimul timp, în ultimul an de zile, de exemplu, mi s-a închis un spital la Săcele, singurul de altfel, da? Și multe alte obiective. N-am ales să stăm să privim lucrurile așa și să ne consemnăm, să ne spunem, doamne, gata, asta este, nu avem ce face. Nu avem ce face. Ne băgăm capul în pământ ca struțul și nu facem nimic. În ceea ce privește doua întrebare pe care a spus-o, cine candidează la primăria municipiului Săcele, este clar și nu trebuie să ne ascundem că la Săcele USL-ul funcționează și orice
vorbă și bârfă de la colțul străzii în legătură cu funcționarea USL-ului la Săcele nu are niciun temei legal și este la fel o minciună și o perdea de fum pe care tot administrația Portocalie o diseminează prin sat, cum se spune. La Săcele vom avea candidat unic din partea USL-ului și acesta este domnul Panait. Aceasta s-a stabilit și, cum spuneți dumneavoastră, dacă dorește cineva, păi cine, oricine dorește cu 2% liber. Semnături, este liber să candideze. Da. USL-ul va avea un singur candidat. Asta să înțeleagă toată lumea. Tocmai pentru că ne dorim să facem performanță, tocmai pentru că echipa noastră de la Săcele este tânără, este o echipă performantă, o echipă care îmbină experiența primarilor precedenți cu aplombul nostru și cu dorința de afirmare a tinerilor. Iată, pentru asta suntem astăzi aici. Poate preferam ori eu, ori domnul Popa să fim în familie sau la slujba la biserică. Ei bine, suntem aici să dăm explicații și să ne luptăm cu acest sistem pe care l-au implementat acest partid, Portocaliu, în colaborare cu UDMR-ul. Ei bine, vrem normalitate la Săcele. Tocmai de asta am ajuns la concluzia că este bine să avem un singur candidat și o spun public, înțelegerea noastră este ca Partidul Național Liberal să aibă postul de viceprimar și e bine împreună să conducem orașul ăsta către normalitate, domnule profesor, stimați telespectatori. Nu vrem altceva decât normalitate, pentru că în ultimul timp orașul nostru sub această administrație portocalie a pierdut foarte mult, a avut foarte mult de suferit. De la importul de câini vagabonzi, importul între ghilimele, de câini vagabonzi de la Brașov, până la pierderea a 792 de hectare de pășune și păduri în speța Munții Cailor, în care juriștii primăriei nu s-au implicat. Atenție! Motivarea instanței a fost neprezentarea juriștilor primăriei la termenele în proces. Da? E bine, până la închiderea spitalului, până la comasarea de școli, până la desfințarea unui liceu, ce vor să mai distrugă oamenii ăștia în Săcele? Ce vor să mai vândă? Ce vor să mai ofere Brașovului pe tavă? Pentru că municipiul Săcele, cele 7 sate care formează arealul nostru, undeva în secolul 20 era cel mai mare, era mai bogat, erau aceste 7 sate erau mai bogate decât întreg județul Vaslui. Ei bine, însă chiar acum în perioada asta, UAT Săcele ca și suprafață este a doua unitate administrativă teritorială din țară. Se pare București. Chiar că e prima. După, era cel mai mare, era UAT București, dar după ce s-a despărțit Voluntarul și Otopeniu, cred că suntem prima unitate administrativ-teritorială. Avem 33.700 de hectare. Și în condițiile astea, Săcele este una dintre cele mai sărace comunități. Exact. Da, și năpăstuite. Și năpăstuite. Pentru că asta este adevărul. Noi vorbim de un municipiu care nu are o asistență medicală cum trebuie. Nu are canalizare, nu are asfalt. Cât este canalizat din Săcele? 17%. Și vorbim de municipiu în secolul 20%. Hai, 20%. Am făcut o socoteală sfert. La cât străzi s-au asfaltat în mandatul ăsta de 4 ani a domnului primar, ar trebui 145 de ani ca să asfaltăm toți Săcelele. Am înțeles. Deci noi nu ne putem permite, cetățenii din Săcele, să așteptăm administrația Portocalie cu toate fondurile pe care le-a avut. Aici e marea problemă. Vedeți și dumneavoastră, dacă ne uităm peste gard în municipiul Brașov, pe același tip de administrație, cu aceeași putere portocalie, s-a mai mișcat ceva. Vedem niște autobuze noi, niște floricele, niște asfalt. Vedem un oraș civilizat până la urmă. Costă mult, costă puțin. Știți cum e? Când ai, nu prea te mai gândești cât a costat. Dacă n-ai, așa n-ai de niciun